Conducerea administrației județene a propus prelungirea pistei aerodromului de la Floreni. Lucrările sunt necesare pentru ca aerodromul să fie folosit de avioane de mici dimensiuni. Gheorghe Flutur a declarat că la Compania Națională de Investiții a discutat despre posibilitatea alocării de fonduri pentru modernizarea și prelungirea pistei aeroportului de la Floreni, pentru ca aceasta să poată fi folosită de avioane de mici dimensiuni. Președintele Consiliului Județean Suceava a precizat că intenția este de a prelungi pista aerodromului de la 600 la 850 de metri. Aerodromul de la Floreni pentru modernizare și prelungirea pistei, ca să putem în bazinul Dornelor să deschidem posibilitatea operării avioanelor de mici dimensiuni. Deci acolo e o pistă de circa 600 de metri lungime, în proprietatea primăriei. Mai pot achiziționa o suprafață de teren ca să ne ducem undeva la 850 de metri cu o lungime de pistă, ca să putem să ne gândim în viitor la operarea avioanelor mici pe bazinul de munte al Sucevei.